Sediștii râd de planurile lui Liviu Dragnea. Socialdemocrații nu sunt îngrijorați de intenția fostului lor șef de a-și face un nou partid. Marcel Ciolacu i-a urat sănătatea lui Dragnea, în timp ce purtătorul de cuvânt al partidului a vorbit despre acesta ca despre un om care a trecut printr-o suferință. V-am spus tot ce am avut de spus. Eu urez sănătate. Acuzele legate de servicii și implicarea lor în partidele politice. Foarte bine această problemă. Haideți să faceți jurnalistic o evaluare, ce legături am eu cu serviciile și ce au alții. PSD-știi râd de fostul lor tătic. După ce Liviu Dragnea a acuzat PSD-ul că este un partid subordonat serviciilor secrete, socialdemocrații au reacționat ironic. Primul lucru pe care l-a spune este faptul că am câștigat alegerile. Așa că suntem atât de predați către oricare altă instituție, încât le-am făcut în ciudă și i-am bătut, i-am snopit. Adică am câștigat alegerile și promitem noi cei de la PSD că o să facem la fel și data viitoare. O să câștigăm alegerile. Dumneavoastră simțiți influența serviciilor secrete în politică și în PSD? Eu personal nu. Și n-ați simțit-o niciodată? Nu. Oamenii lui Ciolacu nu se tem nici de planul lui Dragnea de a-și face un nou partid prin intermediul lui Codrin Ștefănescu. Socialdemocrații au reamintit că același lucru a fost încercat și de Mircea Joană și Victor Ponta, alți doi foști lideri plecați cu scandal din PSD. Liviu Dragnea a fost președintele PSD. Nu simțim astăzi că a trecut printr-o suferință totuși. A fost într-o zonă pe care dumnealui a descris-o ca un iad. Din punctul acesta de vedere, înțelegem suferința prin care a trecut. Îi urăm foarte multă sănătate. Același demers a mai fost încercat de către alți președinți ai Partidului Social Democrat. Rezultatele le cunoaștem cu toții. Previzibil că și această încercare, dacă vor avea într-adevăr, dacă or să intensifice promovarea acestei acțiuni politice, va avea același rezultat.